Leo de la Strehaia, scandal cu oamenii legii chiar în secția de poliție, nemulțumit de ancheta pe care aceștia au declanșat-o în cazul ceasului, care susține că i-ar fi fost furat. Bărbatul acuzat a venit la poliție și a predat oamenilor legii un ceas, însă Leo și familia lui susțin că nu acesta este ceasul care a fost furat și tânărul ar fi adus o făcătură. În replică, tânărul acuzat spune că nu a furat ceasul și că Leo i l-ar fi dat ca să-l vândă, iar el a vrut să-l oprească în contul unei datorii de 6.000 de euro pe care prințul țiganilor ar fi avut-o la el. M-a chemat aseară, când ți-a venit omul ăla de acasă? Da, acum să vină Iorga să mă încerc cu el? Asta vreți? Păi eu să mă încerc cu el. Păi eu îi dau un cap atunci, asta vreți? Chiamă comandantul, poliția să stea de vorba cu noi. După ce bărbatul acuzat a depus ceasul la poliție, prințul țiganilor a fost chemat să-l ridice. Când l-a văzut, Leo a sărit ca ars, pentru că, spune el, nu este ceasul care i-a fost furat și în locul lui a fost adus un ceas de duzină. Mi-a promis poliția că mă sună când vine el cu ceasul. Nu m-au sunat nimic. S-au luat tot ceasul, o tinichea, i-au luat declarație la 11 noaptea și acum vine și spune, domne, omul a adus un ceas și a adus o tinichea. A schimbat ceasul, dar nu e posibil așa ceva, să-l lase în libertate pe asemenea persoană. Adunăm să ne unim toți țiganii din toate județele și să facem meeting, pentru că nu fac dreptatea ce trebuie. Nu trebuie să facă jmecherii și oții și pe mână cu infractorii. Nemulțumit de ancheta polițiștilor, Leo a țipat la ei și a apostrofat chiar în sediul secției de la Strehaia. Tânărul acuzat a venit și el la poliție. El spune că ceasul i l-ar fi dat chiar Leo ca să-l vândă, iar el l-a oprit în contul unei datorii. Sunt acuzat că am furat un ceas, da? Dar până se dovedește că am furat acel ceas, nu mai mă dați pe mine pe post, pentru că nu am furat niciun ceas. Înțelegeți? El mi-a dat un ceas să-l vând. Eu l-am predat la poliție. Acel ceas. Am proces verbal că l-am predat la poliție, da? Ceasul acesta el mi l-a dat. Nu am fost la el acasă în data de 20. Nu să facă de mână, vă rog frumos. Polițiștii secției Strehaia au deschis un dosar penal pentru furt și continuă audierile în acest caz.